mă duc acasă. N-am nicio șansă să mă duc acasă acum. Mazăre Coșnițele sunt preferatele mele. Uitați la mine! Eu am succes față de alții. Și am băgat un deep work. Tu nici n-ai avut răbdare să ne mai uităm la altceva. Deci e prima dată când iau camera eu. O să faci mulți bani. E senzațional, așa e? Și uite ce fain se vede acum lumina, că am pus lumina asta. Bă, îți place în România? Bă! Deci, e vineri, e un pic am agitată ziua de azi, că am avut... Recording in progress. O trebuie să mergem de dimineață cu David la spital, să-și facă ceva analize la laborator, mă rog. Și acum intru în colul de grup. Mi-e și frig, mi-e și cald. Da, uite că acum intră oamenii deja. Dacă intră oamenii deja în colul de grup, mă bucur cât, sunt 4. Mai stau un pic, un minut, două, să aștept. Și revenim după aia, după colul de grup. Revin. După col trebuie să fugim cu bebe la spital. Deci să vedem care e treaba. Bun, revin. Deci 10:54. Am ieșit din colul din grup. Trebuie să mergem cu bebe la doctorul de familie. Și no, Gianni n-are permis acum. Și atunci mă duc eu. Și după mă întorc la birou, problema e că aveam la 12 un call, dar nu cred că am cum să-l țin sincer la 12, că sunt acolo, dar o să o anunț pe doamna respectivă, că n-am cum, aia e, și mai am la 1 un call, și după gata cu astea, și mă pot focusa pe brandul meu, că mai am niște lucruri de făcut importante și o să le rezolv după. Mă, bun, revin. O asculti? Promiți? No, deci am fost și am rezolvat. S-o cântări, l-au văzut și pe David în ăsta. Deci 20:30. Deci pe fix trebuia să fiu la birou, că aveam un call. Îmi cer scuze celei cu care am call, dar n-am ce face. Și mă grăbesc, sper că ajung în 10 minute la birou. Deși ar trebui, că eu stau relativ aproape. Și atunci mi-ar fi foarte fain să ajung la birou, sper că ajung pe jumate, că deja la 12, am văzut că intra în meeting la și 58, 11:58 și am scris că n-am să ajung, nicio șansă, deci îmi pare rău. Și de-aia mai am la 12:30, mai am la 1 un call și gata cu callurile pe azi, m-am scăpat de call-uri pe azi. Dimineață mai am întâlnire cu unul la birou. Da, cam atâta și mă pot focusa, că atâta de lucru mai am de ale mele, de nu e adevărat și nu m-am pierd vremea cu plimbările și așa, dar acum o trebuie, că într-adevăr nu a fost plimbări aiurea, dar mă grăbesc la birou să ajung cât de repede posibil. Uitați ce drum am aici, liber, liber, liber total. Doamne, e fain să trăiești pe deal, să urci pe drumul ăsta tot timpul, e foarte fain. Deci nu trăim în aglomerație, nu trăim așa, trăim efectiv pe deal, așa, departe de toți. Asta e fain. View-ul e magnific și Bogdic, când o venit zile trecute să ne tund acasă, a zis că view-ul e ceva senzațional, ceva cu totul altceva. Foarte fain. Și așa, pe străduțele astea, nu orice șofer merge, să știți, dar o rezolvăm fără nicio problemă. No, bun, ne auzim mai încolo, pa! Am ajuns la timp, îi 12:29, da? Deci am ajuns la timp. Să nu ziceți că nu-s serios, da? Am ajuns la timp. Recording in progress. Perfect. Deci ca să înțelegeți prin ce trec, da? Am vorbit mai înainte cu Gianni, este ora
4-4-6, eu încă nu mă duc acasă. N-am nicio șansă să mă duc acasă acum. Atâta mai am de lucru, de nu e adevărat. Și... Bine, hai că vorbim, draga de ea. Te iubesc, Gianni, dacă te uiți la asta. Dar îmi pare rău, trebuie să mai stau. N-am ce să fac. Trebuie, mă, mai am foarte mult de lucru. No, vine, după aia, iarăși nu mai pot să fac nimic, două weekend. Că mergem la plimbare. Deci, no, Gianni, te iubesc foarte mult, să știi. Te iubesc chiar și când sunt în birou. Te iubesc mai mult decât pe mine. Dar de lucrat trebuie să mă pun să lucrez, puiule. Îmi pare rău. Și cam atâta, momentan. Deci o să revin mai târziu. Am ieșit de la birou. Am nu scui guma, vedeți? Am fost la bunii să ne dea de mâncare. Mulțumim, bunii. Mazăre coșnițele, spre fratele mele. Și atunci... am fost să luăm de mâncărică de la bunii. Mă duc acasă la ai mei și să mai ieșim un pic acasă, că e vreme bună. Ar fi păcat să stăm în casă, dacă tot e vreme bună. Și să vedem ce facem acum. Aia e important. Nu știu ce mai facem azi, mai am multe gânduri, mai am multe de astea, dar să vedem ce facem azi. No, revin. Bună dimineața, iubirea mea. Uitați! Ce? Uitați la mine! Uitați! Da. Ia, Doamne, ce casă, uite. Unul își pune agrafă la puță și una e manelistă de dimineață. Nu, bine, iubirile mele. Eu mă duc la birou. Că pensia de hai. Trebuie să... Da, bine, hai că revin. Nu mă enervează că de câte ori sunteți la volan, vă vin idei foarte bune și până să ajungeți la birou să le puneți în practică, le uitați sau ai vrea să le scrii, dar chiar atunci e ceva periculos în trafic și nu poți să-ți iei telefonul în mână. Și așa mi se întâmplă de fiecare dată, efectiv, îmi vine o idee super bună, vreau să-mi o amintesc pe când ajung la birou, nu mi-o mai amintesc, n-apuc să-mi o scriu și tot așa, da? No. Cred că o să folosesc vlogul ăsta ca să povestesc ideea după să mă uit la video. Dar și ăsta până pun sim-ul și nu știu ce tâmpesc acolo. N-are rost. No, bun, revin. Deci dacă vreodată te întreb, da? E sâmbătă, 7:28. De nici 20 de minute am venit din sat. Am stat toată ziua. Suntem terminați de oboseală. Am lăsat familia acasă și am venit direct la birou. Și dacă vreodată te întreb de ce... eu am succes față de alții, foarte mare și incomparabil de mare diferența, este tocmai din cauza asta, fiindcă, băi, eu stau și le fac. Eu stau și nu că le fac, le lucrez mult, lucrez foarte mult, comparativ cu mulți alții și nu permit nimănui să mă întreacă și ăsta e singurul motiv. Deci, să știți că nu e ușor și eu am discuții, vă dați seama că și Gianni n-are chef să vin eu la birou sâmbătă la 7:30 să ajung, dar trebuie să duci discuțiile astea, să le duci și să mergi tu mai departe, cum știi tu că e mai bine. Asta e foarte important și no, să fie cum trebuie. Deci 24/7 și am băgat un deep work. Au fost Paul Urs pe la mine, mi-a văzut mașina în față. Vă las aici poză cu ce mi-a trimis cu mașina mea. Și măcar am mai intrat la discuție. L-am rugat și pe el să-mi dea o părere de brand și el e tare entuziasmat ca și mie de cum merge. Și eu sunt foarte entuziasmat și revin, că mă duc la Mac și acasă acum. Și am pornit la drum, toată echipa, da, mami. Ce faci? Unde mergem? La Huta Sena. O, uite că puiul doarme. Am postat vlogul ăla nou în care nu mai lăsa să pun thumbnail-ul tău. Eu zic că am pus altul. M-am pus cu mie. Deci am pus un vlog, am pus un thumbnail cu ea, au zis că nu-i place și am zis bine. Și am pus unul cu mine atunci. Nu, te iubesc. Deci mergem, vine și mami cu Cipri, așa-i? Și suntem în mașină. Bebe, nu? Bebe are un upgrade, bebe acolo în spate, să știți că are un upgrade.
Așa e puiul, normal că... De ce e upgrade? Da. Deci... Am cât un Apple Watch. La Gianni normal că nu i-a mai plăcut scoica care a avut o bebe. După o lună, nu? De ce nu mi-a plăcut? Nu știu. Nu de fițe. Ce, da. Nu stătea bine? Da, nu stătea bine. Deci v-am spus, faceți-vă copii. Că munciți o lună. Dar acum fără niciun pic de răutate, da? Fără niciun pic de răutate. Dar noi doamne filo dacă nu simțim. Dar ce ar face un om? Normal că trebuie să-și iau o scoică. Măi, 25 de milioane scoică. Bine, acum asta e și mai ieftine, dar... Face botezul înainte să cumpere scoică, așa-i? Dar nu, serios, în ziua de azi. Și aia e numai scoica, dar pătuțul, pătuțul, alea, noi mele am mai avut de la David, măcar. Dar nu trebuie să iei acum ultima generație de scoică am făcut noi. Da, noi nici n-am, mă rog, tot mai mult, nici n-ai avut răbdare să ne mai uităm la ceva și așa. Prima care am văzut-o și era bună și mi-a zis și doamne de acolo, am luat. Păi da, dar una bună, mă luăm, așa. Da. Da, în fine, deci așa, oricum la și la David trebuie să-i schimbă scaunul. Că deja e mic, așa-i? Puiul. E ok, dragul de el cum doarme. No, bine, revenim de la masă, mâncăm ceva bun, așa e puiul? Mm-hmm. Ce vrei să mănânci? Nu știu, dar mi-e fomică, deci... Și mie, da, eu cred că o să mănânc macaroane ca și data trecută. Data trecută nu v-am filmat, dar acum o să vă filmez. Să mâncăm macaroane. Dar chiar doarme bine în coloanul ăsta, că nu s-a mișcat tot deloc, nu am făcut un pic de schemă. Stă pe spate. Da, stă pe spate și merge mai departe la drum acum. Cât mai avem? 42 de minute. No, bine, revenim. Avem vreme însorită astăzi în mare parte din țară, da. Și ușor mai cald. Deci e prima dată când iau camera eu. Ce se vede așa? Mă rog, da, e prima dată când iau camera. S-a dus tuțul meu să-mi iau brânză aici. E acolo undeva. Mulțumim, Lucian, pentru știri și bun găsit. Am mai venit. Cum naiba să dă zoom? Da, ok. E acolo undeva. Deci a fost bestiala puta Slavia, așa e? Mami. Da. Cele da? 5 minute, ce 5, 2 da, minute. 2 minute în care a stat arhi plin. Deci vă rog, noi trebuie să venim în timpul săptămânii aici. Nu mai venim așa în veci. Deci arhi plin la Huta Slavia, nu mai venim în veci. Nici nu am stat, adică că vedeam oameni care stau în picioare la coadă ca să se așeze jos. La 2 s-o opri mami care acum e în fața noastră. O zis că era la fel de plin, dar măcar ne-am luat brânzoici, nu? Uh-huh. Oricum voiam brânzoici. Ne-am luat brânzoici, ne-am luat sărățele cu tele mea și acum mergem, zice mami, undeva la Valea Gepișului, dar vă zic eu că ajungem tot la ora de să mâncăm. Eu vă preconizez. Și eu sunt total deschis la așa ceva, dar hai să vedem, nu? Oricum, murim de foame, copii bine că dorm, că altfel e foame. Da, rezolvăm. Și ai puiul. Da. Bine, revenim, suntem pe serpentine. Ce frumos e. Ce frumoasă e țara noastră. Niciuna nu e mai frumoasă ca asta. Și am ajuns cu bebe. Cipri acum se uită la nou produs, dar nu vi-l arăt. Nu-l. Asta, dar ce părere ai, Cipri? E senzațional, așa e? Da. Nu pot, nu. Stai, da, mă descurc. Ma bine, revin vlog. La poză. Ce faci? Cum se drămuiesc ei acolo, care acui rândul. Dragul de el, ce micuței. Deci băi, să nu credeți că e ușor. Dai duminică, 7.52 și eu acum plec acasă. Mă opresc să iau niște sărățele și am terminat după o zi lungă, obositoare, foarte obositoare, extrem de obosit și eram obosit și n-aveam chef să vin la birou, dar o trebuit. Și cu toate astea am venit. Deci cumva
Ăsta e prețul pe care îl plătim. Ca să înțelegeți de ce mie merge și la alții nu. Adică și eu și familia mea suferim. Adică duminică eu sunt la birou. Da, în fine. Oricum răutăcioșii o să zică că ce muncesc eu. Dar să știți că ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim. Deci bună dimineața. După cum v-am obișnuit, vă iau cu mine la cafea. Așa. Asta e pentru invitați. Și aici o să pun altul, o să pun pe ăsta că e varză, îi vai de el. L-am lăsat pe David la grădi. E o zi plină, am atâtea de făcut. Vă aștept să mă pun să le fac pe toate, am multe idei. Am numai un col și de ajuns oricum. Și restul le rezolv. Să vedem cum va fi ziua de azi. Revin. Și uite ce fain se vede acum lumina, că am pus lumina asta. Ce fain se vede. Mi-a făcut Gianni aici. Foarte fain. Bun, hai că revin cu intrat Alex. Pa! Deci acum am terminat un col mai înainte și acum încep altul pe Zoom și văd că mai am unul la ora 1 și nu, revin să văd care-i treaba. Recording in progress. Deci am o surpriză pentru voi, doamnelor și domnilor. Un băiat plecat de mult timp în afară, a fost tot prin vacanțe vara asta și vi-l arăt acum. Deci băiatul ăsta a fost tot prin vacanțe vara asta. Nu s-o... Nu... Îți place în România? Mă! Dar ce bronzat ești! Să un pic așa e? Da. Întrebarea, unde ți-i BMW-ul? L-am parcat dincolo. În Grecia! În Grecia! În Grecia! Bine! Revenim!